tot să plecăm de la ideea cu modelele dumneavoastră, a fost un model ieșind și deseori în piața universității la București. De ce ați făcut lucrul ăsta? Ce v-a motivat în primul rând? Nu puteam să nu protestez la lucrurile care se întâmplă în țară. Dar ce vă ne mulțumește în primul și în primul rând? Știți, pentru de la omul public se așteaptă să aibă un simț al datoriei față de porțiunea de realitate pe care o administrează. Să-i se dăruiască. Să nu o utilizeze în profitul lui personal. Ci să se străduiască, nu? Din răsputeri, dacă e nevoie, ca să o ține mereu la suprafață și, dacă e posibil, mai sus. Pe dumneavoastră, ce vă motivează în primul și în primul rând? Ce mă motivează în primul rând este un sentiment de apartenență din care izvorăște o datorie. Aparțin acestui pământ, acestei țări. Și îmi simt față de ea datoria de a-i sări în ajutor de a face tot posibilul pentru ca ea să înflorească. Nu peste puterile mele, dar până la limita acestor puteri. Să nu mă mulțumesc niciodată cu mai puțin. Și în orice caz să nu suport ca drepturile ei la plenitudine să nu fie respectat, să fie călcat în picioare. Ce anume din România vă face să fiți mândru? Strămoșii ei glorioși, cei care și-au dăruit viața pentru ca să o facă frumoasă și au și reușit, și al căror exemplu mă însuflețește. Sunteți în topul oamenilor care vor influența Europa în 2019. Sunteți... Cum vedeți România în viitor? Eu o văd așa cum o doresc. Și o doresc strălucitoare și fericită. Atâta cât pot oamenii cu străduința și bunăvoința lor să o facă fericită. Dar această străduință și această dăruire se dă câmp liber în față, să nu fie drămuite cu zgârcenie. Da, să vedem ce-mi iese. Nu asta e problema. Problema este să dau. Și dacă dau din toată inima, va ieși. Ați fost primul ministru al educației după 1990. Dacă ar fi să reluați această funcție acum, ce ați schimba în beneficiul tinerilor? Mi-e greu să răspund, pentru că nu cunosc în amănunte situația așa cum o cunoșteam atunci. Dar primul lucru pe care aș face, m-aș strădui să o cunosc și să-i ridic peste tot unde e posibil nivelul, suntem o țară
europeană, cu o populație foarte deșteaptă și deci capabili în principiu, dacă avem și bunăvoința și străduința de care e nevoie, să ridicăm țara aceasta pe ea, nu pe noi, la nivelul cel mai înalt. Fără îndoială că noi înșine ne vom beneficia, în primul rând bucurându-ne de ce am făcut. Dar un lucru este să beneficiezi de statutul ridicat al ansamblului și alt lucru este să îți ridici doar ție statutul, nu? Neinteresându-te lumea care te înconjoară. Sunteți filozof, ați căutat mereu sensul vieții. Ce vă bucură pe dumneavoastră? De unde vă luați această energie? Sunteți o persoană activă și în online și în viața socială. Cred că de la strămoși. Nu e meritul meu. E meritul părinților care m-au educat și care fusese la rândul lor educați de părinții lor și mergând așa din fir în fir, e vorba de strămoșii mei care mi-au lăsat moștenire niște daruri pe care nu trebuie să le risipesc și trebuie să le pun în valoare, nu? Și să le fac să rodească. E o datorie elementară. Nu să te ridici peste propria ta statură, dar să o împlinești până la capăt. Să nu lași nicio diferență goală. Să spui, dom'le, aș mai putea, dar mi-e cam lene așa, hai să mă culc pe o ureche. Să nu ne culcăm niciodată pe ureche. Cum ați regăsit Iașul? Nu sunteți pentru prima oară aici. Ca un oraș frumos, plin de amintiri și personale, dar mai ales e amintirea unei istorii grandioase. Pentru că în raport cu țara românească, statutul Moldovei la începuturile începuturilor a fost mai înalt. Și așa văd toată partea moldovenească a noastră, toată partea sudică și pe urmă vine Ardealul și România rotundă, România gogoloață, cum se mere vreodată. Mă întreb despre ce va fi următoarea dumneavoastră postare? Nu știu. Veți aminti și de Iași? Fără îndoială. Fără îndoială, iar Iașul e un oraș al inimii mele. Ce vă place cel mai mult aici? Amintirile unui trecut glorios și ce a mai rămas din ele. Asta. Îmi place să râziu din gândul de Iași. Ați crezut mereu în speranță. Ați spus că credeți în speranță și în șansă. Spuneți-ne, ce ar trebui să faceți sau să se întâmple ca să schimbăm imaginea acea mai puțin plăcută a țării, unde suntem statistici cu multă sărăcie, copii cu abandon școlar, lucruri mai puțin plăcute. Să ne străduim punct cu punct, în măsura în care le întâlnim, să modificăm situația înspre bine. În primul rând, abandonul școlar, e vorba de viitorul copiilor. Și sărăcuții de ei n-au răspunderea
în momentul în care se află ei în copilărie, a actelor pe care le fac. Și trebuie încetul cu încetul să-i învățăm această răspundere, care este și o posibilitate de a le crește mândria odată ce vor fi trecut toate hopurile, mândria faptului de a fi avut curajul de a le trece. Și bucuria de a obține rezultatele pe care la capătul acestui efort le vor obține. Mulțumim frumos. Mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc.